Stimați telespectatori, iubiți frați și surori, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, vă spunem din nou tuturora bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Astăzi avem împreună cu noi, în cadrul acestei emisiuni, pe un om al lui Dumnezeu, un păstor scump și drag de care inima mea s-a legat de când s-a mutat în Arizona în anul 2002, și care slujește împreună cu ceilalți frați slujitori, dumnealui ca și unul din slujitorii păstori asociați, păstor asistent respectiv, în lucrarea Domnului de aici, din biserică. Ne bucurăm să-l avem împreună cu noi. Este vorba de fratele Samuel Botineștean, care este nelipsit din activitatea bisericii și care, trimis de Dumnezeu ca să slujească aici și să ajute lucrarea lui Dumnezeu, a stat la locul la care Dumnezeu l-a chemat și într-un mod nemijlocit și continuu, prin greutăți și necazuri, prin încercări și suferințe uneori, a căutat să stea în spărtură și să sprijinească lucrarea Domnului de aici. Ca întotdeauna, în cadrul emisiunilor noastre, căutăm să stăm de vorbă cu oameni care au experiențe, pot să ne povestească întâmplări reale și adevărate despre intervenția lui Dumnezeu în viața lor, despre minuni petrecute în familiile lor sau a celor dragi din slujirea din biserică, așa că nici ziua de azi nu va fi excepție de la această regulă. Doresc să întăresc pentru critici, considerăm că avem și critici. Credința noastră nu se bazează doar pe minuni și intervenții supranaturale. Noi îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, credința noastră se bazează pe cuvântul Sfintei Scripturi revelat de Dumnezeu nouă oamenilor. De aici începe credința noastră și este statornică pe acest cuvânt. Dar în acest cuvânt Dumnezeu ne arată că intervine în viețile oamenilor, atinge viețile oamenilor și uneori oamenii trăiesc minuni cu Dumnezeu. Noi credem în acest Dumnezeu, acceptăm minunile ca experiențe reale ale oamenilor cu Dumnezeu, vindecările supranaturale de asemenea, chiar și vindecări prin intermediul sau cu ajutorul oamenilor sau a medicamentelor. Credem că tot de la Dumnezeu sunt și acestea. Numai Dumnezeu este Cel care poate să vindece și să așeze omul într-o stare de sănătate deplină. După cum spuneam și cu alte ocazii, medicul taie, Dumnezeu este Cel care vindecă. Frate Samuel, vă spunem bun venit la emisiunea noastră din ziua de astăzi. Vă mulțumim pentru slujirea pe care o faceți în biserică, pentru faptul că v-ați pus la dispoziția lui Dumnezeu aici, în cadrul Bisericii Happy Valley, și nu chiar în condiții ușoare, în cele mai multe cazuri, printr-o lepădare totală de sine, faceți voia lui Dumnezeu și puneți umărul la lucrarea lui Dumnezeu aici. Vă mulțumim că v-ați pus timp deoparte. Astăzi a trebuit să terminați ziua de muncă de pe șantier mai devreme ca să veniți și să fiți cu noi în studio. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze familia și slujirea și să vă răsplătească pentru tot efortul pe care îl depuneți în lucrarea lui Dumnezeu aici. Iată-ne azi la o emisiune în care să depănăm anumite amintiri și experiențe pe care le aveți cu Dumnezeu. Poate că una dintre cele mai semnificative, după cum am aflat, ar fi chiar o minune de vindecare din cadrul familiei dumneavoastră extinse. Poate că ne prezentați într-un context ce s-a întâmplat, care au fost condițiile și cum au decurs lucrurile, în așa fel încât în final Dumnezeu a dovedit din nou că este Dumnezeu și că face minuni și lucrează în viețile oamenilor.
Mulțumesc Domnului pentru că avem oportunitatea să putem să depănăm niște lucruri care nu sunt povești, ci realități și care constituie o bază puternică a credinței noastre în Domnul nostru Iisus Hristos. M-am născut într-o familie de oameni credincioși și am văzut multe lucrările lui Dumnezeu chiar de mic copil. Am fost părtaș la multe din minunile pe care Dumnezeu le-a făcut și întotdeauna mi-amintesc cu plăcere zilele și momentele în care Dumnezeu a intervenit în viața noastră sau în viața altora. Din anii 90 am intrat în lucrare fiind ordinat și am avut câteva biserici în care am lucrat împreună cu alți frați în Lipova, județul Arad și în zonele rurale. Dar am avut ocazia să văd multe lucrări din lucrările lui Dumnezeu chiar la noi în familie. Am văzut boteze cu Duhul Sfânt și cercetări deosebite și am avut ocazia într-un context nu excepțional, ci unul absolut normal, la o seară de stăruință, când am fost adunați mai mulți și erau mulți doritori ca să stăruiască după botezul cu Duhul Sfânt. Mi-amintesc și acum că era un cerc în care stăruitorii insistau înaintea lui Dumnezeu prin rugăciunile lor. Eram câțiva, 3 sau 4 slujitori care eram în jurul lor și îi încurajam. Și dintr-o dată, ceea ce n-am văzut nici într-o altă ocazie, a venit o putere deosebită peste cei care stăruiau și au început să vorbească în limbi, să cânte și să slăvească pe Dumnezeu și ca o reacție în lanț, 12 suflete au primit exact în momentul acela pe Domnul și Duhul Sfânt. A fost o seară pe care n-am mai văzut-o la nivelul acesta și ne-am bucurat deosebit pentru că Dumnezeu a lucrat și 12 suflete, toate deodată, au început să vorbească în limbi și au fost botezate de Domnul. Am avut însă o experiență cu totul deosebită pentru că am avut un cumnat care locuia doar la o singură casă depărtare de mine, eram practic foarte, foarte apropiați. Copiii mei și copiii lui au crescut împreună și fetița cea mai mică a cumnatului meu, pe nume Miriam Bodeștean, din cauza unui lapte pe care l-a luat de pe piață și care n-a fost verificat, a fost infestată și fetița aceasta avea doar 3-4 ani. Nu era de o constituție robustă deosebită, era slăbuță și laptele acelea a făcut-o să ajungă la spital. A fost ca o travă pentru trupul ei. Da. Și au trebuit câte 2, ori soția mea care a fost asistentă și fetele noastre, câte 2 făceau de gardă la spital la Arad, îngrijind pe micuța Miriam. Bineînțeles că noi am început să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și cumnatul meu a apelat la un vas de lucru, la un om al lui Dumnezeu și ca să afle răspunsul concret a venit la mine și mi-a spus: Samuel, dă tu telefon că dacă este ceva grav, mie probabil nu-mi va spune foarte exact, dar ție îți va spune. Și când am sunat, fratele căruia i-a vorbit Domnul mi-a zis: oh, bine că ești tu, Samuel. Spune-mi, amândouă fetițele au murit, mă chem la mormântare. Era tot în aceeași situație,
tot așa de gravă, și o altă fetiță a unui prieten de-a nostru într-o comună vecină. Și deja fratele primise înștiințarea că vor trece din viață și Domnul le va chema acasă pe amândouă. Este vorba de o altă tânără, de o altă fetiță, care s-a otrăvit într-un mod asemănător altă boală. Bine, da. Am înțeles. Dar se vede ce coincidență. Duminică, era duminică, a mers la într-o localitate să oficiez cina Domnului, la o biserică pe care o slujeam, și acolo un vas de lucrare îmi spune așa: mâine te vei duce într-o casă de jale, îți cer să îmbărbătezi familia întristată. Atât. Am revenit în biserică și am întrebat: avem vreun mort într-una din bisericile noastre în care lucrăm? Nu, n-avem niciun mort, au spus frații. Am fost foarte impresionat și am zis: Doamne, dar cum se va împlini lucrarea aceasta? Și totuși, luni dimineața am fost sunat că fetița cealaltă, nu nepoata mea, a trecut din viață. Am fost, bineînțeles, la priveghi și, așa cum mi-a cerut Domnul, am căutat să îmbărbătez familia întristată. Dar să revenim la fetița, la Miriam, la nepoata mea. Când am auzit că amândouă fetițele trebuiau să treacă din viață, am zis doar atât celor care erau acolo, familiile noastre: trebuie să intrăm înaintea Domnului pe viață și pe moarte, cum n-am făcut-o niciodată. În zilele care urmau, și copiii au refuzat pachetele cu mâncare și toți am stat înaintea Domnului, și după câteva zile Miriam și-a revenit și a revenit la viață. Și anul trecut am avut ocazia ca în biserica Happy Valley din Phoenix, Arizona, să îi oficiem și botezul în apă. Fetița aceasta trebuia să treacă din viață, dar postul și rugăciunea insistentă au făcut ca hotărârea lui Dumnezeu să se schimbe. E o fetiță absolut normală, are acum 16-17 ani, a primit botezul în apă, a fost botezată cu Duhul Sfânt. E o fetiță de care noi ne bucurăm, dar prea puțin știu că ea de mult trebuia să fie în pământ și ea de mult trebuia să nu mai existe în viața aceasta. Dar una din cele mai mari minuni pe care le-am văzut a fost că și Dumnezeu a întors-o efectiv la viață. Dragii mei, minuni din acestea pot să fie mult mai multe și nu știu de ce pregătește Dumnezeu în felul acesta, poate într-un generic deosebit. Și eu, când am venit cu soția și cu familia mea aici în America în 2002, am avut parte de multe minuni din partea lui Dumnezeu. Știu că într-o seară, când biserica era adunată la rugăciune, prin Duhul Sfânt a fost dată o lucrare care a spus așa: tu ai schimbat un ogor cu altul. Eu am hotărât să fii în biserica Happy Valley pentru că vreau să te fac un stâlp în biserica aceasta alături de alții care slujesc bisericii acestea. În contextul acesta, spunea Domnul, vei avea multe necazuri și vei avea mult de suferit. Și poate cu vreo 8-9 ani în urmă, într-o situație poate mai deosebită, eu lucrez în construcții și placheam o casă foarte înaltă cu piatră. Schelele au fugit
și am căzut de la o înălțime de vreo 15 fiți. În cădere am avut un picior rupt și o mână ruptă. N-am avut niciodată nicio fractură, dar așa s-a întâmplat, am fost dus la emergență, problema piciorului era mai puțin gravă, dar mâna era ruptă, toate oasele imediat de la palmă. În contextul acesta, doctorul a venit la mine și mi-a spus, ce lucrez? I-am spus, eu lucrez în construcții. Știi că cu mâna aceasta nu vei mai putea să-și exerciți meseria ta? Trebuie să găsești o altă posibilitate. Atunci m-am întristat și am zis, cum să fac? Că eu nu știu altceva să fac decât meseriile la care am îndemânare. Și în timp ce veneam la adunare cu mâna în tije, cineva a avut o lucrare și a văzut mâna mea neagră. Dar de la degete a început să fie albă și albul cobora și atunci am înțeles foarte precis că Domnul îmi va vindeca mâna și mâna aceasta despre care doctorii au spus că niciodată nu voi mai putea să-mi exercit meseria care o am în construcții, iată, au trecut mai mulți ani și cu mâna aceasta care Dumnezeu mi-a redat-o și este sănătoasă la fel ca cealaltă, îmi câștig existența pentru familia mea. E o minune pe care eu am trăit-o, pentru că Dumnezeu face și lucruri de felul acesta. Dar să vă mai spun ceva. În timp ce aproximativ 5 luni de zile n-am putut să fac nimic pentru că mâna era ruptă și se vindeca greu, Dumnezeu m-a îndemnat să studiez Biblia și în mod special am fost atras de Cartea Psalmilor. În această perioadă pe care dacă eram ocupat în niciun caz nu făceam ce am făcut, în această perioadă am strâns materiale și am început să scriu. Și din Cartea Psalmilor am făcut 176 de schițe de predici, numai din psalmi. Dacă eram sănătos, nu se putea rezolva deci situația. Ați folosit un timp de suferință, da. Un timp de ședere acasă forțată, ați folosit-o pentru un beneficiu și un câștig spiritual. Așa cum și alții au mărturisit și noi cunoaștem din experiențele noastre că în momentele în care trupul suferă și omul este obligat să stea pe pat sau nu poate să lucreze cum lucrează de obicei, timpul acela e cel mai benefic sau poate să fie cel mai benefic pentru sufletul lui. A trăit o astfel de experiență. Eu i-aș îndemna pe unii care nu sunt preocupați foarte mult de Cartea Psalmilor. Vă spun, foarte mari bogății există acolo și un studiu aprofundat va scoate la lumină multe lucruri care poate nu le-am cunoscut și Dumnezeu vrea să le cunoaște. De aceea, cartea aceasta Psalmilor, eu o consider o carte deosebit de valoroasă și Dumnezeu mi-a vorbit în mod special și m-a ajutat să o înțeleg într-o altă dimensiune. Într-un timp în care trupul suferea. Absolut. Mâna stângă era bolnavă, dar cu mâna dreaptă puteam să scriu și am scris. Și acestea sunt lucrările lui Dumnezeu pe care El uneori le face, necondiționat de voința noastră. Dar mi-amintesc din nou o altă întâmplare. Printre multele pe care noi le-am văzut aici în biserica aceasta, căci cu adevărat Dumnezeu aici a lucrat într-un mod deosebit. Mi-amintesc că un grup de tineri trebuiau să plece la Grand Canyon. S-a format un echipaj, erau 6 mașini deja pregătite, în care tinerii
trebuiau să plece. Printre aceștia era și fiica mea, cea mai mică. Și am venit dimineața cu ea în parcarea bisericii și erau toți adunați, trebuiau să se urce în mașini și să plece. Deci este vorba de o călătorie pentru o zi până la Marele Canyon, Grand Canyon, da, cunoscut de noi. E un punct turistic vizitat de toți oamenii din lume, vin din Australia, din Europa și din când în când tinerii noștri ori merg ei să viziteze sau își duc prietenilor acolo. E vorba de o astfel de călătorie, da? Când mai mulți tineri s-au pregătit să facă o vizită de genul acesta, cu mai multe mașini. Și pentru că eram cu ei, eram singurul păstor care atunci, conducându-mi și fiica mea, pe fiica mea aici, am făcut o rugăciune împreună cu ei. Și mi-amintesc că ce eram aproape de Timotei Herlo și de Josh Repta. Și mai ales Timotei Herlo se ruga într-un mod deosebit și spunea: Doamne, ajută-ne ca în această călătorie să te putem sluji și slăvi pe tine. Vom merge să vedem frumusețile tale, ceea ce ai creat tu. Vrem să ne bucurăm, dar vrem să te slăvim, vrem să-ți glorificăm numele. Și se rugau foarte frumos. Timpul era puțin ploios și le-am atras atenția, le-am spus să nu mânați tare, să mergeți calculat. Și cu toate acestea, o mașină a avut un accident. Și chiar în mașina aceea era Timotei Herlo, era Josh Repta și mașina era completă. Dintre toți, Timotei Herlo a fost chemat acasă și Domnul l-a luat acasă. A fost o mare tragedie pentru noi, pentru că acest Timotei Herlo avea doar 17-18 ani și era unul dintre cei mai buni băieți din biserică. Un copil deosebit. Ne amintim că atunci când s-au organizat două seri de priveghi și apoi mormântarea propriu-zisă, eram împreună cu fratele Cornel în seara aceea primă de priveghi și când trebuia să începem serviciu ne-am uitat în sală. Sala era plină. Cel puțin 2500 de oameni erau în sală. Dar toți erau îmbrăcați în negru. Priveliștea aceasta nici acum nu o pot uita, pentru ca să vezi o masă așa de mare de oameni, toți îmbrăcați în negru, în doliu, la o seară deosebită de priveghi, a fost cu adevărat ceva deosebit. N-am știut ceea ce a vrut Dumnezeu de fapt să realizeze prin această trecere din viață a unuia dintre cei mai buni copii de la noi din biserică. Până ajungeți la rezultate și vă mai gândiți, aș vrea să introduc o paranteză aici referitoare la viața lui Timotei, deoarece l-am cunoscut de aproape, îl vedeam în fiecare zi, în ultima perioadă înainte ca să treacă din lumea aceasta, a lucrat pentru soția mea și venea la noi acasă în fiecare zi. Într-adevăr, tânărul acesta a fost un copil special. Într-adevăr, Timotei avea o inimă predată în totalitate Domnului și era un exemplu la locul de muncă, la școală. Copiii de la școală l-au poreclit the preacher boy, băiatul predicator. O colegă de servicii de-a lui, care putea să fie mama lui, așa de impresionată a fost de viața acestui tânăr și seriozitatea acestui tânăr, că a schimbat stația de radio la care asculta ea. Și dacă strănuta cineva, nu mai spunea numai bless you. După cum dumneavoastră cred că știți, americanii te binecuvintează
dacă strănuți, prin cuvintele bless you, adică să fii binecuvântat. Timotei nu spunea niciodată bless you. Timotei spunea God bless you și punea accentul pe God, adică Dumnezeu să te binecuvinteze. Femeia aceasta a fost așa de impresionată de viața acestui tânăr, de seriozitatea lui, de hărnicia lui, de curăția lui de inimă, încât pur și simplu a început să-și schimbe viața. La școală, în timpul pauzei de masă, Timotei fugea de la o masă la alta, de la un prieten la altul și căuta să-i vorbească despre Hristos. La biserică, unii tineri mai firești îl batjocoreau poate sau într-un mod sarcastic îi spuneau el vrea să fie ca Iisus sau el să crede Iisus. Și el spunea, eu nu mă cred că sunt Iisus, aș vrea să fiu ca Iisus, aș vrea să trăiesc ca Iisus, aș vrea să mă aseamăn cu Iisus, dar nu cred că sunt. Îl găseam în adunare uneori înainte de a începe slujba în biserică și înainte de a începe slujbele de tineret din adunare, el venea și se ascundea într-un colț al bisericii, se punea pe genunchi și plângea și se ruga și striga către Dumnezeu pentru o trezire spirituală, văzând amorțeală uneori, dezinteres din partea tinerilor, o înșelăciune a diavolului accentuată și vizibilă în viața unor tineri complet dezinteresați în lucrarea lui Dumnezeu și în sufletul lor. Iată, în scurte cuvinte, cu ce fel de tânăr avem de a face. Exact cum fratele Samuel spunea, a fost unul dintre cei mai buni copii, dacă nu cel mai bun pe care noi l-am cunoscut, în sensul că a fost un tânăr spiritual, un tânăr care l-a iubit cu adevărat pe Dumnezeu și a vrut să facă diferența în lumea asta, a vrut să fie folosit de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Nimeni nu s-ar fi gândit că tocmai băiatul acesta va fi chemat de Dumnezeu printr-o moarte așa de tragică, dintr-o dată, neașteptată și pe undeva chiar și moartea lui și hotărârea cu privire la plecarea lui din lumea aceasta a fost datorită evlaviei și seriozității lui, deoarece el și-a schimbat locul unde a intrat inițial în mașină, fiind în locul din mijloc, s-a pus lângă el o fată și el avea și o inimă și un trup curat și un cuget sensibil, încât a spus, eu nu mă simt confortabil ca să stau lângă o fată în mașină, chiar dacă erau mai mulți tineri, nu se punea problema unor lucruri neserioase, dar se vede aici sensibilitatea acestui tânăr deosebit. El a spus, lasă-mă pe mine să stau la margine. Și alt băiat a stat lângă el, el a stat la margine în partea stângă, fata a stat în partea dreaptă și ceilalți au stat în față. Când mașina a derapat de pe carosabil și s-a lovit de un semn care era așezat pe marginea drumului, în stâlpii acelui semn, mașina s-a lovit lateral, exact în locul unde el era și el a lovit cu capul, stâlpul mașinii și așa Dumnezeu a pus stop vieții lui pământești. Pentru tinerii care slujesc lui Dumnezeu, pentru tinerii care îl iubesc pe Dumnezeu, aș dori să-i încurajez să nu cedeze în fața șoaptelor și a ispitelor și chiar a unor hul și blamă care li se aduce din partea colegilor sau prietenilor lor. Se merită să slujești lui Dumnezeu.
Apostolul Pavel spune romanilor că dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru Domnul, murim. Uneori, cu privire la viața aceasta pământească, Dumnezeu hotărăște să pună punct, să pună stop unora mai devreme și altora mai târziu. Ce va descrie fratele Samuel în continuare reprezintă felul în care Dumnezeu a folosit această tragedie și a împlinit rugăciunea lui Timotei și a făcut ca această tragedie temporară a despărțirii noastre de tânărul Timotei să fie cu folos pentru alții. El este în mâna Domnului. Noi credem că omul când închide ochii aici, dacă este un om al lui Dumnezeu, îi deschide dincolo, într-o altă dimensiune, în lumea lui Dumnezeu. Noi credem în viață veșnică, în viață după moarte. Noi credem în înviere. Timotei a plecat la Domnul. Pentru el este fericire. Cei care au rămas au suferit. Dar Dumnezeu a folosit acea suferință pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu și pentru trezirea și pocăința multor. Așa aici fratele Samuel va descrie ce s-a întâmplat după clipele acelea de doliu, de jale, după imaginea aceea de sute și mii de oameni îmbrăcați în negru ca niciodată până atunci. Ce s-a petrecut, ce s-a întâmplat? Noi numim aceasta tragedie și pentru noi a fost cu adevărat o durere, o pierdere deosebită, dar nu ne-am imaginat că și Dumnezeu avea un plan special cu această trecere la el a celui ce a fost Timotei Herlo. În perioada aceea, imediat următoare, la nivel de biserică s-a organizat un botez în apă și am anunțat public. S-a făcut anunț și au fost chemați toți care vreau să încheie legământ cu Domnul și trebuia să începem catecheza, dar joia seara nu erau înscriși pe listă decât 12 sau 14 persoane. I-am spus fratelui Cornel, frate Cornel, ce facem? Începem catecheza, mi-a spus dânsul. Și am anunțat că și duminică, după masă, între programe, începem catecheza. Mi s-a repartizat o sală și am venit cu un sfert de oră mai repede și am zis că dacă s-au înscris vreo 12 sau 14, să pun vreo 20 de scaune acolo și cred că poate vor mai veni și alții. Și în timp ce deja am pus câteva scaune, dintr-o dată sala s-a umplut de tineri. M-am uitat la ei și le-am spus: nu aveți aici repetiții de grup sau altceva, noi avem aici catecheză. Și unul care vorbea puțin mai stâlcit românește a zis: frate Samuel, dar noi vrem să ne botezezăm. Toți, toți. I-am pus și a fiecare pe un scaun și i-am numărat. Au fost 64 de persoane. Atunci când fratele Cornel le-a cerut ca să aibă un eseu fiecare în care să răspundă la întrebarea de ce mă botez, majoritatea dintre ei au spus că efectiv trecerea din viață a lui Timotei i-a determinat să facă pasul acesta și viața lui curată i-a făcut ca să aibă și ei dorința să fie ca și el. În contextul acesta, aș vrea să vă spun că pentru noi, Biserica Happy Valley, 64 de candidați a fost un record și n-am avut niciodată atât de mulți candidați ca atunci. Yes. Am mai avut boteze mari, dar nici la un caz 64 de persoane. Și după botezul acesta, o perioadă de cel puțin 4 ani de zile, la fiecare botez primeam eseuri, da, de la candidați în care cel puțin 2-3 persoane dintre cei mai tineri răspundeau la întrebarea: cum te-ai hotărât să te întorci, cum te-ai hotărât să te botezi.
răspundeau la această întrebare făcând referință la evenimentul și momentul trecerii din viață a lui Timotei. Deci impactul care el a avut asupra bisericii și asupra tinerilor și asupra generației lui a fost uimitor. Nu am mai văzut așa ceva, nici n-am mai auzit de așa ceva. Desigur, noi nu putem pătrunde în toate detaliile lucrările lui Dumnezeu, care sunt deosebit de profunde, dar uneori Dumnezeu sacrifică pe cineva care este gata să plece la el, o floare care miroase prea frumos pentru lumea aceasta și care trebuie strămutată în împărăția lui Dumnezeu, unde va mirosi frumos și în continuare. Ca să-i trezească pe alții. Dar reacțiile acestea sunt niște mărturii vii pentru noi și pentru alții care vin. Sunt așa de impresionat în biserica aceasta, așa de numeroasă, cu poate mai bine de 1000 de tineri și foarte mulți și din România, când mergem, ne întreabă câți copii aveți voi în biserică. Până la 18 ani, poate că 1000 de tineri. Extraordinar, nici n-am auzit ca într-o biserică din America să fie așa de mulți tineri. Da, am spus, la noi majoritatea sunt familii tinere. Poate 75% din membrii bisericii sunt relativ tineri. Și din cauza aceasta sunt și atât de mulți copii. Și sunt familii tinere care au copii. Copii, da. În cadrul bisericii avem o familie de oameni mai în vârstă, care au 22 de copii, o singură familie. Na, acum nu sunt toți copiii lor aici, au copii căsătoriți, dar mai sunt familii cu 16 copii, cu 15 copii, cu 14 copii, cu 13 copii și bineînțeles că aceasta, într-un mod exponențial, ajută la creșterea numărului de membri. Și noi considerăm asta o binecuvântare. Fratele Cornel are, eu știu, inspirația de la Domnul ca în unele seri să cheme tinerii care sunt atinși de cuvântul lui Dumnezeu sau în seri deosebite să vină în față. Și mi-amintesc că și la o ocazie din aceasta au fost scena aceea și scările erau efectiv pline de tineri. Și poate că erau într-o seară 300 sau 400, erau toți pe genunchi, chemau numele Domnului, eram printre ei, toți frații păstori și ne rugam Domnului. Și dintr-o dată un frate mi-a spus, frate Samuel, acolo sus, pe ultima scară, există unul care vorbește în limbi, care deja cred că a primit Duhul Sfânt, mă apropii de el și nu numai el, și el și o tânără la o astfel de ocazie pe scări, acolo înspre înspre platforma. Acolo i-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Sunt niște seri deosebite în care tinerii ies, plâng înaintea Domnului și se predau înaintea lui Dumnezeu. Seri de cercetare deosebite. Poate fratele Cornel mai adaugă ceva aici, dar vă spun, sunt foarte mulți tineri care doresc viața sfântă și doresc pe Domnul Iisus Hristos cu toată sinceritatea în inima lor. Da, Dumnezeu a binecuvântat familiile bisericii, biserica Domnului, ca și în alte părți, zic eu, cu tineri care iubesc pe Dumnezeu, tineri care slujesc lui Dumnezeu, tineri care sunt predați, tineri care vor binele, tineri care slujesc fără să se dea înapoi, în timp ce lupta noastră spirituală se dă pentru cei care sunt rebeli, cei care au fugit de acasă, cei care au fost furați și înșelați și mințiți de diavolul să înceapă consumul de tutun, alcool, droguri. Există un număr limitat de tineri care sunt pierduți și numai Dumnezeu poate să-i scape și din când în când Dumnezeu intervine și mai cheamă acasă
fii risipitor. Lupta noastră se dă acolo. În timp ce ne bucurăm pentru cei care sunt salvați, în timp ce ne bucurăm pentru cei care cântă și laudă numele Domnului, vin la repetiții, vin la slujbele de tineret, vin la slujbele bisericii, vin la hrănirea oamenilor străzii, Feed the Homeless, în fiecare sâmbătă când se organizează activitățile respective. Se înscriu la călătorii de misiune în România, în India și în alte părți, pretutindeni. În timp ce ne bucurăm de aceste frumoase activități, ne luptăm pentru cei care sunt pierduți ca să mai prindem, să mai scoatem câte un suflet. Plângem alături cu părinții, suferim împreună cu ei. Și la noi luptele sunt la fel ca și în restul lumii. Generația actuală este expusă unui pericol continuu datorită accesului ușor și gratis la internet, la comunicarea în masă, la cluburile sociale virtuale unde mulți sunt înscriși. Lupta spirituală este continuă, este acerbă, uneori parcă este pierdută, dar nu este. Cred că Dumnezeu va da biruință poporului lui Dumnezeu. Mai avem timp, cred că, frate Samuel, să mai depânăm o amintire, o experiență, o lucrare, poate de când ați fost în România sau într-o vizită sau din altă parte, o experiență în care Dumnezeu a lucrat ori în viața dumneavoastră, ori în viața de slujire, în familie, Dumnezeu a vorbit, o lucrare care puteți să o împărtășiți cu noi și cu telespectatorii noștri care să fie impulsionați înspre slujire, înspre Evanghelie, înspre adevăr, înspre Dumnezeu. Lumea aceasta e plină de influențe care îi despart pe oameni de Dumnezeu, care îi separă de Dumnezeu. Lumea aceasta strigă în continuu, strigă și cheamă oamenii înspre ea și înspre pierzare. Cu ocazia aceasta căutăm să mai aducem experiențe care cheamă pe oameni înspre Dumnezeu, care îi strigă înspre Tatăl, Tatăl Fiului Risipitor care așteaptă. Și experiențele noastre nu dorim să fie altceva decât poate niște puncte de reper sau puncte de influență pentru cei care au rătăcit sau pentru cei care nu sunt interesați în Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu. Așa cum am spus de la început, noi avem câțiva ani de experiență în slujire, experiență, dacă putem zice așa, când cel puțin peste 30 de ani Domnul m-a chemat la o slujire necondiționată, dar mă amintesc și acum. Când eram tânăr și încă nu eram inclus în lucrare, am fost într-un circuit în țară cu tinerii, câțiva tineri, vreo 6-7 am fost, și am ajuns într-un loc în care era un vas redutabil a Domnului, prin care Domnul vorbea, și ne-am rugat Domnului și au fost mai multe lucrări. Și eu n-am avut lucrare. Colegii mei au zis, frate Samuele, dar tu nu te rogi unde ajuns de insistent. Știi ce, eu nu pot să-L oblig pe Domnul să îmi vorbească. Mi-a vorbit cu alte ocazii și dacă nu va vorbi în seara asta, e bine și așa. E bine și așa. Și țin minte și acum, la ultima rugăciune de mulțumire când trebuia să ne despărțim, a venit o lucrare prin Duhul Sfânt așa. Tânărule, tânărule, pentru că cu tine am un plan deosebit de lucrare, dacă colegilor tăi zici, li se permite să vorbească cum vorbesc, ție nu-ți permit să vorbești așa ca și ei. Dacă ei uneori se comportă nu în voia lui Dumnezeu, ție nu-ți permit să te comporți ca și ei. Și bineînțeles că mai multe cuvinte au fost adăugate aici,
Și toți au rămas foarte impresionați și a zis, ce are de lucru Dumnezeu cu tine de încă de tânăr te pregătește în scopul acesta? Ție nu ți este îngăduit nimic. Aș vrea să vă spun că eu n-am băut în viața mea nici măcar un strop de alcool, n-am fumat nici măcar o țigară. Și am fost de râs pentru mulți. Mi-a zis unii că eu sunt ultimul om, căci nu știu nici cum este un gust de țuică sau de altceva, sau n-am fumat nicio țigară. Și am spus, nu contează, chiar dacă sunt ultimul om pentru voi, eu ăsta sunt. Și nu o să pierd nimic că n-am băut un pahar sau n-am fumat o țigară. Am trăit așa cum am putut, ca să împlinesc ceea ce Dumnezeu a vrut să împlinim. Ați luat cuvântul profetic, atunci l-ați luat în serios, și, ca din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, bineînțeles că ne-a chemat la o lucrare. Eu nu recitam decât poezii, eu nu predicam. Eram timid, nu mi-era la îndemână să spun altora. Recitam poezii, pentru că alea le puteam învăța din cap, le știam bine și le recitam. Dar era, rest, era destul de ușor să înveți pe de rost și să reciți o poezie, dar predicarea nu era la îndemână. Nu era la îndemână și n-am considerat niciodată că Dumnezeu mă va folosi în scopul acesta. Și chiar m-am supărat odată pe un vas de lucru când a spus, tu nu ești pentru cetatea aceasta, eram în Hunedoara. Tu trebuie să mergi în altă cetate pentru că tu vei sta în fața mulțimilor și mă vei mărturisi și cu tine am un plan special de lucrare. M-am supărat și am zis, așa ceva nu se va întâmpla niciodată. Eu nu pot să predic pentru că nu sunt chemat la așa ceva. Eu sunt timid, eu nu pot să stau în fața oamenilor să vorbesc. Și totuși Dumnezeu n-a ținut cont de ceea ce am gândit eu, ci a avut un alt plan. Dar ca să mai adaug ceva, aici în America, din 2002, am întâlnit ceva ceea ce în România n-am întâlnit. Acolo eram obișnuiți cu frații dintr-o singură zonă. Și erau puține diferențe între zone, dar imaginați-vă, aici în America, într-o biserică așa de mare, așa de mult populată, în care toți membrii bisericii sunt în toate zonele țării. Pentru cei mai mulți și pentru mine chiar, o cea mai mare minune pe care am văzut-o e că acești frați care vin din medii diferite, din zone diferite, din concepții poate puțin diferite, să fie uniți într-un singur mănunchi. La noi nu există diferență de opinii. La noi sunt oamenii parcă canalizați pe aceeași direcție. Nu există certuri în scopul acesta, ci aici Dumnezeu a lucrat și am văzut că a făcut o mare minune, pentru că numai Dumnezeu, o biserică așa de mare, o poate ține împreună în mijlocul unor oameni diferiți și pe care totuși i-a unit și care sunt uniți și ne bucurăm întotdeauna de activitățile și de progresul pe care Dumnezeu îl dă în biserică. Și noi credem că e o minune să iai oameni din Moldova, oameni din Bucovina, oameni din zona Bucureștiului, Petroșani, oameni din Hunedoara, Lipova, Timișoara, Jebel, Arad, Nord, Bihor, Cluj, Satu Mare, Bistrița și așa mai departe. Chiar cum ați spus, nici nu m-am gândit de o bucată de vreme la această realitate. Dacă luăm harta României, cred că din fiecare zonă a României sunt frați membri. Oamenii aceștia în parte au fost formați în bisericile din România, în zona unde au crescut, apoi au venit în America, s-au mutat la alte biserici în America, acolo au fost din nou formați după stilul, nuanța locală, iar în urmă mulți dintre ei s-au mutat aici la Phoenix, la Happy Valley. Și
să iei toți oamenii aceștia din toate zonele din România, din toate zonele din America, să fie puși împreună, să se unească pentru aceleași scopuri, pentru aceleași ținte, să realizeze ceea ce au realizat, să lucreze cum au lucrat, să dăruiască cum dăruiesc, să slujească cum slujesc. E nevoie de o intervenție de la Dumnezeu și de o lucrare pur dumnezeiască. Noi mulțumim bunului Dumnezeu pentru ceea ce face. Timpul nostru a expirat pentru emisiunea din ziua de azi. Vă mulțumim tuturora pentru participare, pentru că ne-ați permis să intrăm în casele dumneavoastră. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea multă sănătate și har și tot ce aveți nevoie dumneavoastră ca să faceți voia lui Dumnezeu. Vă mulțumim încă o dată, vă transmitem mult har, pace și binecuvântare și la revedere!